ziua! Mă numesc Chicoșu Carina și sunt elevă în clasa 1, școala Dimitrie Candemir Marca. Astăzi vreau să vă prezint două cărți pe care le-am citit din colecția Otto. Este vorba despre întâmplări amuzante și educative din viața pisoiului. Prima se numește Ziua invers a lui Otto, iar a doua, preferata mea, Ziua portocalie a lui Otto. Acum o să citesc un fragment din aceasta. Ding dong! Oare cine e? Un colet pentru tine. Wow! Și am balat în portocaliu. Oare ce e? Oare de la cine e? Minunat! O lampă portocalie. Și pe bilețel scrie că e de la mătușa Selly. Dragă Otto, am găsit lampa aceasta veche într-un magazin mic și ciudat. M-am gândit că-ți va plăcea, pentru că e portocalie. Trebuie să o ștergi bine de praf. Cu drag, mătușa Selly. Bună idee! Ia să o șterg de praf. Salutări! Stăpâne, eu sunt duhul lămpii. Dorința ta este poruncă pentru mine. Ce? Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, vă îndemn și pe voi să le citiți. La revedere!